No, Doamne ajută, Baion, și bine te-am găsit. Doamne ajută, bine ați venit. Iosif după Coclaur. E mult vă așteptăm. Am înțeles că ne aștept zi pe la amiază. Vă așteptăm zi la amiază ca să povestim de amintirile de copilărie. Amintirile din copilărie. Da, cum era atunci când eram noi copii, cum eram seara până sat și când porneam până sat, ne apucam de cântat. Eram în șezătoare la pece, pecele aveau șezătoare și ne duceam acolo în șezătoare la ele și mai cântam la oaltă, mai jucam la oaltă și era frumoasă viața atunci în copilărie. După aia au trecut copilăria și a venit vremea de mai cânta câte ceva așa și aveam o cântare care îmi plăcea mult. Oare cum îi zicea? Era cântarea, era așa, mândra care îmi place mie, nu lasă măsa să vie, că o ține închisă în casă, vrea să o facă preoteasă. Dar mândra m-o blestemat să mă vadă spânzurat, că o funie de tăiței, deasupra patului ei să se rupă funia, să cât în brață la ea. Mândra care îmi place mie, măsa nu o lasă să vie, tra la 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 la, că o ține închisă în casă, vrea să o facă preuceasă, tra la 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 la. Oh, șa 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 și de sară la mândra, dar mândra m-o blestemat să mă vadă spânzurat, tra la 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 la. C-o pune de tăieței deasupra patului ei, la 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 la. Om, șa, 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 de sară la mândruța, să se rupă funia, să căd în brață la ea, tra-la-la-la-la-la-la-la. Om, șa, 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 și de sară la mândra, băi, om, șa, 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 de sară la mândruța, mă. Aveam mai multe cântări, avem, dar am îmbătrânit acum așa. Ați uitat din ele. Ai trai dintre ele, da. Și așa cântai dumneatale când ai fost fișor. Da, 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 așa, numai nu ca acum, că acum s-a mai schimbat glasul și puterile și... Câți ani ai, Baion? Am 80 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și cum îți duci bătrânețele, omul la 80 de ani? Păi le duc bine, că am familia aici, am fișor, fată, două fete, muierea aia și lângă mine și nu-i prea rău, ne mai... Certăm câteodată că așa bătrânețele astea merg mai cu câteodată bătrâneț mai, așa să zice, că bătrâneț mai suc așa un pic, mai altfel. Îți grele bătrânețele, Baion? Păi și grele și ușoare. Ce e greu la bătrâneță? Păi bola e mai grea un picuț. Bola. Să n-ai suferință cu bola. Și că nu mai ai putere. Și putere, nu, asta e mai grea încă, cum ziceți, puterea, că vezi că alții se duc, mișcă și dacă la mine nu mai este putere, trebuie să stau de multe ori numai să mă uit la ei, că ce fac. Așa-i bătrânețele. Și mai aveam, mai multe treburi. Am început să povestim de șezători, mi-a tale amintit de șezătoare. Da. Ai fost pe multe șezători? Am fost. Erau multe șezători pe aici, începeam de la când meream, aveam așa în partea asta, pe Cânșor, așa zicea, așezătoare. Meream aici, după aia meream la alta, pe centrul satului și una zicea pe Sucose, meream acolo. Acolo erau, li se spunea, Custureni și Nouă Munceni. Și apoi ne contraziceam care cu noi, care să ne, ăsta fecele, să ne placă mai tare fecele. Și am fost în mulți așezători. Câte se făceau pe sară? Erau câte două, trei așezători pe sară în sat? Erau mai multe. Unde erau câte 4-5 fete să făceau șezătoare. Mai multe erau, câte multe erau. Ce se întâmpla acolo în șezătoare, Baion? Dar pe acolo ele mereau și fetele mereau și torșeau. Mereau cu câine pe șezătoare, că atunci nu se făcea, nu se cumpărau pantaloni și izmenii de așa făcute. Ele torșeau din câine pe deasă, câine pe era asemănată, pe urmă era băgată la topcit, după o melițau, cum se zicea, și-o făcea fuioare și dintre alea torșeau. Și făceau la bărbați, izmeni, pantaloni, chemeașă. Și ce mai trebuia pe lângă casă? Ce trebuia pentru muieri și le pedea, da, și de așa făcea. Ce trebuia pe lângă casă? Așa era atunci, pe timpurile alea. Și
era greu atunci, că nu erau ca acum, gata, îți cumpăr haine numai și trebuia să-l facă cu mâna lor femeile. Și bărbații, iară, erau, trebuia să meargă să după lemne, să facă foc iarna. Da, da, da. Era greu. Șezători erau multe pe aici, dar n-ajungeam la toate șezători să merg. Mai alegeam noi câte unde aveam, câte o fată și acolo meream. Hai, mama, cu mine acolo, după ala, hai cu mine, că așa era atunci. Să cânta, să juca în șezătoare, da, cum era? Da, să cântau și să jucau. Să juca jocuri în șezători. Și... Vineau și tiraș? Nu, așa fluieraș. Fluiera noi cu gura și cântam. Uh-huh. Noi prima dată, chiar când a fost mic, când am fost mai mic, așa de... Făceam ce rădea din tulei. Trăgeam așa tulei și cu aia ne cântam, cu secere de tulei făcută. Că scârțâia un pic. Scârțâia tulei și apoi noi dădeam. Uh-huh. Apoi așa era atunci. O trecut a fost... De strigat, ce să striga acolo? Păi se striga când meream la nunt, la pânsat, la nuntă. Meream că erau, ziceam, când meream de la nuntă pânsat, mai vedeam câte o bătrână la poartă, câte o babă și strigam. Și am ia sălele la portiță, neagră ca și o diboliță. Ia neagră și ea neagră, ia că e dibolița întreagă. Moșul lângă ea grămadă, fece muierile cu gurile căscate, să le bași prune uscate. Închideți gurile, că vi se bagă muștele, ziceam la strigările astea că erau. Uh-huh. Am avut... Era jocul satului, ați zis. Meream în jocul satului, era duminica, e multe ori. Duminica se făcea. După masă, acolo mereau fece, fișori, care ăsta, și mereau și părinții. Se uitau pe de margine și se uitau numai la cine ia fata la joc, ce fișori. Joacă fata, s-o rămâne nejucată, că mai erau și alea, că erau, nu erau atâta fișori și mai rămânea câte fata nejucată până. Păi nu prea era bine, că le era ciudă, că rămâne nejucată și la părinți și lor. Mm-hmm. Că trebuia să, care zrude, neamuri, ele trebuia să-și iau și neamurile, să iau verișoarele, să-și iau și pe alea să le bagi în seamă mai tare. Da, da, da. Și apoi cântam, cum am zis aia cu preoteasa, am cântat-o, cântam și cântam. Pe câmpul și căului merg boii birăului, la 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 la. Boii merg bătând în coarne birăul, moare de foame și la 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 la. Boii merg bătând în dinți birăițai cu optii stra la 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 la. Cu ochii de piele neagră, boi în curte îi se bagă, la 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 la. Hopa, băi! Acum nu mai vin în minte. Le-ai mai uitat și mine tale, bătrânețele astea, baioane. Da. Au fost bătrânețele, dar au fost frumoase, într-o privință, vremurile. V-a fost dragă veselia, baion? Oi. Mai jucat ai mult pe la joc? Am jucat. Aveam, că când meream de la... La joc aveam, meream prima dată cu mireasa la biserică și după aia făceam joc acolo noi și apoi era, se făcea atunci pe timpurile alea, când eram eu, un steag frumos, în patru părți. Uh-huh. Și se învăluia cu ăsta de tricolor deasupra și pe margine, roata până jos, se spunea, se strângeau prime de la femei roșii, galbine și albastre. Și l-am penam. Și ăla se juca la biserică, la acolo, până curuna popa. Și apoi când ieșeam de acolo, până e popa în lăturgie, eu cu preucea să-n jie, tra-la, la-la, la-la, la-la. Of, șa-șa-șa-șa, de sară la mândruța mă. Până e popa la provod, eu cu preucea să-n pod, tra-la, la-la, la-la, la-la. Oh, șa-șa-șa-șa, de sară la mândruța. Putu-s morțile, lișoară, putu-s morțile, lișoară, mă ținuși până ziuară, tra-la-la-la-la-la, mă ținuși până ziuară, tra-la-la-la-la. Când se făcea ziua bine, când se făcea ziua bine,
Tu trăgeați o lupă mine, tra la 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 la, tu trăgeați o lupă mine, tra la la la. Și punea șurța în fereastră, și punea șurța în fereastră, să nu intre ziua în casă, tra la 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 la, să nu intre ziua în casă, tra la la la. Când îi pâla prânzușor, mă, când îi pâla prânzușor, mă, scolă, scolă, bădișoră, tra-la-la-la-la, scolă, scolă, bădișoră, tra-la-la-la. Scolă și te dugea și mă, scolă și te dugea și mă, că ne-o râde oamenii, tra-la-la-la-la, că ne-o râde oamenii, tra-la-la-la. Așa, ai. Așa a fost lumea asta. Lumea atunci, bună, cu cântări, cu veselii, cu... pentru tineret și cu muncă era, că, cum am zis, că femeile, ele trebuiau să facă tot la bărbați. Izmene, cămașă, cu cânepă, din cânepă. Și le duceau, le țăsau, că după ce s-a însurat unul, cânta cu, el cânta și muierea contra lor și el și muierea. Și... zicea săracă, muierea mea, toată lumea a zis că era. Numai eu am zis că e bun, bună, că ți-a să sara pe lună. Îmi face pânza cambrare ca purceii de la șcară. După aia zicea bărbatul, mai ca muierea la bărbat. Sărac bărbățelul meu, toată lumea a zis că e rău. Numai eu am zis că e bun, că cosește la Crăciun și strige la bobocează, face furcoie pe gheață. Asta aș cânta după ce să... la o la o altă, bă, mea cu bărbatul. Da, da, era cu înturnate. Da, era. Se înturna. Da. Mm-hmm. Da, îmi povestea Baion, nora dumneavoastră, că dumneatale îți mai amintești de când se făcea aici în sat cu nuna grâului, pe vremea, da, seșeratului. Știu, dar nu prea știu. Mm-hmm. Dar cum era atunci? Așa să ne povestești cum se petrece. Era multe amintiri. Era și una că la St. George, cum îi zicem la sărbătoarea aia, se îmbrăca un om, se îmbrăca în frunză de mesteacă și umbla pe-n sat, pe la femei și îl așteptau cu două ouă femeile, unele. Care nu îl așteptau, băceau în poartă să iasă fata afară. Și când ajungeau într-o vale, ăla care era îmbrăcat în frunză, prindeau și îl țipau în halău. În halău și îl udau. Și la coruna grâului era frumos ăla, dar nu prea mi-amintesc. Asta ce mi-ați povestit cu îmbrăcatul în frunze, e vorba despre Băbăluda? Da, Băbăluda. Băbăluda, se făcea și aici. Da, da, Băbăluda. De St. George, ați zis. La St. George, da. Uh-huh. Băbăluda. Era organizată de fișori, de cine era făcută? De fișori. De fișori. Era unul care îl îmbrăca Băbăluda și ce să câștiga... de-a lui și îl așteptau când era, că nu era ăsta, era vale, au făcut o priză așa apă și îl țipau în vale de curapă, că l-a luat câștigul și câștigat fișorii până. Da, da, da. Multe, la seșere, mereau... Când, numai un picuț, că aș vrea să mai stăm un picuț pe subiectul ăsta cu Băbăluda, când s-a făcut ultima dată aici în sat Băbăluda? Da, păi nu s-a mai făcut acum, cred că de când eram noi. Nu s-a mai făcut Băbăluda. Deci nu s-a mai făcut de multă vreme. De multă vreme nu s-a mai făcut. Uh-huh. Și odată pe an să fășea. Da, când era St. George, cum îi spuneam noi, la St. George, odată pe an să fășea. Nu s-a mai făcut acum de multă vreme. Da, da, da. Cu grâu, știu că merea, era câte un om care rămânea în urmă cu seșeratul. Cu seșeratul. Și îl duceau duminica îl duceau seșerătorii. Legători. Și așa făcea, culegea omul grâul și atunci veneau cântând de acolo de la grâu. Uh-huh. Venim de la seșerat, frumos gând am tăiat, frumos grâu am tăiat, cam așa ceva. Nu m-am orientat. Cam și cu nuna era udată de fișori. Era fișori. Cu runa să faci odată când gântăm de seșere, cam așa cumva era. Și trebuie odată. Și... Uh-huh. Și ajungeau acasă, cu nuna o puneau la loc de cinstie, da. Și în ocol începea jocul. Da, 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 da. Acolo jucat. Veneau muzicanți, șetirași? Erau câțiva șetirași, aveau acolo, sau doi. Aici în sat erau șetirași Baion.
Erau setiraș. Cine era setiraș? Erau de-aia din sat doi. Unul Baicu Vasile și Creța Ion Ciula, așa ziceam. Uh-huh. Așa este, la ce instrumente să cânta aici? La șeteră, la vioară. La șeteră, gordună și contra. Da, da, da. Atâta? Da, da, da. Taragot sau alte nu instrumente erau, nu erau, numai șeteri, contra, ăla, cum zicea, și banda, cum ziceam, basul. Contrabasul, da, da, da. Uh-huh. No, păi... Au fost vremuri faine. Unde sunt vremurile astea, Baion, de care povestiți dumneavoastră? Unde s-au dus? Păi s-au dus că omii omii la serviciuri, tineretul nu s-a mai ocupat așa și s-au dus, dar era foarte frumos că atunci fetele erau și aveau pretenții omii, domnule, când să rează un picuț, să-și ia acasă, vineau fetele acasă, nu stăteau până noaptea târziu. Era literă de lege. Era literă de lege să vie seara mai devreme acasă. Uh-huh. Și apoi cântam când meream la... Când meream după mireasă, avem iară că nimeni lume nu se înșală ca piciorul când se însoară. Prinde patru boi la car și mere după amar. Prinde patru, prinde șase și aduce amar în casă și ziceam. Apoi nimeni lume nu se înșală. Nimeni lume nu se înșală ca fișorul când se însoară. Cea horecă mândră gre, prinde patru boi la carmă. Prinde patru boi la car și mere după amar mă. Cea hobodor, că e tot dor. Iar după un an sau doi, iar după un an sau doi, ar duce amarul înapoi mă. L-ar duce, dar nu-l mai poate, l-ar duce, dar nu-l mai poate, că-i dat până la moarte. Cea horecă mândră gre, iho, gata. Așa se cânta. Așa se cânta, băi, multe cântări. Unde se făceau nunțele? Atunci, pe timpurile alea, se făceau și la mire și la mireasă. Uh-huh. Că mereau oamenii la curunie, vinea mireasa de la casa ei, mirele de la casa, se întâlneau la biserică, se curunau, după aia ieșeau afară și iară merea mirele la el acasă și mireasa acasă la ea. Și merea de aici cu carul după mireasă. Se ducea cu carul? Cu carul, cu boi, după mireasă și după la mireasă îi punea, avea zestre, cum îi zicea, lada. Lada mireasă, o punea în car și pe ea punea perinile, că aveau perini făcute. Uh-huh. Și aia, neamurile care erau frațe, mai stăteau trei de o parte, trei de alta. Atunci amânau boie și ziceau cea hore când mireasa rămânea atunci în perioada cât o încărca de carul, mireasa merea în grădină. Și acolo erau fete de așa, ducea câte o turtă și așa erau făcută turtă în lerge, așa și cum le făceau ele și zicea, vai, plângeau alea la ce parte de ele, ce mări și nelaș. Că alea plângeau care erau forțate să, și poate nu prea le plăcea de bărbat, dar erau forțate după un ficior gazdă. Da, da, da. Și câte una care zicea, vai, ce măriță aia, râdea, bine că mă măriți, îmi pare bine. Mm-hmm. Așa era odată. În lada de zestre a fetii cam ce se punea de obicei? Acolo se punea păsturi, costum național, când mai mulți avea. Și le pedea de-a muierii, de așa, țol cum îi se făcea atunci. Uh-huh. Atunci nu era plapul meșul de așa, se făceau țole din lână. Să sute în război. În război, da. Uh-huh. Cum era cu spartul nunțe, Baion? Plașeoră se spărgea nunta. N-am început, că să începea sâmbătă seara nunta. Sâmbătă seara. Atunci făcea steagul, ca să dimineața când merge la curunie să-l aibă făcut. Să bea sâmbătă seara acolo. Și când era la spartul nunță, mereau de la mireasă,
adică de la Mnire, nunta de la Mnire, mereu cel fare, așa le spunea la ea. Mereu și aici la Mnire, le așteptau herțelalți. Și acolo mai făceau un joc și spărgeau nunta. Dar asta era luni dimineața, mai târziu. Da, da, da. Când începea nunta sâmbătă seara, făceau steagul după nuntă și... Și apoi se împrășteau. Da, se făcea un joc frumos, ai dă-o prima dată. Se făcea, când ieșa de atunci la biserică, se făcea joc. Și acolo, în joc, se învârceau bărbați, se făceau postul, ponturi. Și era cu steagul în mână. Și după aia, când începea jocul ăla cu steagul, segarul, lua fata care, hai Mărie la joc, sau acum o ceva. Și ia prima dată când se începea să ia. Cu cântat așa, dar era cu cege. Ca să facă prima să pornească jocul așa. La 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 Se ducea cu fata așa într-o mână dreaptă, jucând și învârțit steagul, după o trecea mâna stângă în timpul haidăurilor. Se ia de după cap. După aia juca o învârțită și era prima dată învârțită românească, după aia zicea mungurească. Erau două jocuri așa, ca învârțită, nu, unul de bâtă, când se făcea pișori, după aia unul de haidău, după aia învârțită, după aici românească și după ungurească. Erau două jocuri, erau frumos. Cum era de hardău? Ce m-a apucat la joc și vinea, o lua, ăla și-o învârcea și se întorcea roata după toți, mai mult care vreau să joace. Era și jocul Mireasă în bani, Paion? Exact, era seara când se cinstea mireasa și mirele. Era joc cu bani atunci. Și striga starostele, 5 lei de la asta sau 10 lei de la cutare. Și se joacă mireasa două jocuri. Era jucat pe mireasa. Și care vreau după aia, nu mai zău un joc că-i dau o mieluță sau un berbec. Și mai zicea un joc la mireasa. Tătă noaptea juca mireasa. De câte vreme, Baion, nu s-a mai făcut aici în sat o nuntă așa, ca la carte, cum a fost cândva, tradițională? S-a mai făcut nunța aici în sat, dar nu așa în felul ăsta, mireasa la... La ăla și mirea. S-a făcut nunță la cămin, s-a adunau. Da, da, da. Și aici se făceau nunțele la cămin. La cămin. Da. Am înțeles că se făceau și în căsele oamenilor. Asta era atunci când... Când el făcea mireasa jocul la ea și bărbatul piciorul la el. În căsile oamenilor se juca atunci. Da, da, da. Da, da. Și mireasa cu oamenii acasă a lor și ăștialalți la casa lui mirele. Erau mai faine în căsile oamenilor sau în cămine? Cum? Unde ți s-a părut mai faine, Baion? Erau mai faine, că erau fieșcare... cu neamurile lui, cu prietenii lui, cu mai mult numai care erau neamuri mereu la nunță. Da, da, da. Baion, am povestit de nunță, am povestit de șezător. Cum era îmbrăcată lumea când se dușea în șezătoare, când se dușeau la nunți? Cu haine făcute de casă, de soție. Da, erau făcute de casă. De casă, cu haine, da. Cum se spune, costume naționale, costume populare. Da, 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 da. Ele erau îmbrăcate cu haine făcute de ele. Cum era moda atunci, mai mult era moda și pantalonii făcuți așa din bumbac și cânepă, cu iori de ăla, albi, și cu pieptar în spate. Cu pieptar, Cu pieptar, cum îi ziceam noi, așa. Și cam așa era mai mult, dar nu era ceva cumpărat nou, că tot ce lucrați cu mâna de femeie. De femeie, da. Baion, ce să mai face acum pe aici, apânsat? Ce mai lucră lumea? Cu ce se ocupă în ziua de azi? Cam văzut tineri destul de puțini, bătrâni mulți. S-au dus mulți de acasă și au plecat. Numai bătrânii au rămas mulți aici. Și eu am două fete, una mea și la
lucrează la Turda și una mi-a fost dus în Spania. Mm-hmm. Dar s-a mutat acum, au venit aici în sat. Da, da, da. Și s-a cumpărat la cuși locuință. Animale mai ține lumea pe aici? Mai ține animale, puțin țin. Și eu am avut o vacă și trei capre, găini vreo 50, dar vaca am vândut-o că trebuia să plece și nu mai puteam să o mai întrețin, că eram bătrân. Dar nu, puține, sunt vreo 4 persoane care au animale mai multe, care au câte 3-4 vaci, restul nu mai. Da, da, da. Nu mai țin animale, că trebuie cosit, trebuie și să îi scumpă o zi de lucru și nu găsești. Oricum cât îi plătești, nu găsești oamenii la lucru. Nu li drag să lucre, Baion, sau ce se întâmplă? Nu știu să lucreze, nu știu să lucreze și dacă omul îi vrea să facă muncă, îi cere și va, nu mai uh-huh. Nu mai vine la lucru. Nu. Da, da, da. Văd că ai nepoți, Baion, pe aici prin ocol. Îți da. Cântă găinile cu coșul. Da, da, da. Nu da. Te-ai lăsat de tăi de animale? Nu, că am găini. Și capre mai am, restul fac. Capre? Da. Păi nepoții vin cu mine și ei la... Le trebuie să mulgă seara când vede pe mine să pleacă, că să mulgă capra și îi lasă, facă. Dacă au dragoste, chiar dacă nu mult, dar îl trag așa un pic de ăla și... E bine să știe. Bine să știe. Da. Baion, eu îți mulțumesc tare mult că ai vrut să stai o țără după masa asta cu noi în povești. Îmi cer iertare că ai avut de așteptat atâta vreme după noi, dar au fost lungi drumurile astea și am oprit și pe la alți oameni. Și să-ți dai bunul Dumnezeu multă sănătate și la 100 de ani sper să pot veni la dumneatale să închin și să închinăm la oaltă un pahar de jinars. Da, 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 mulțumesc și eu că ați venit și mai cum, adică nu cost cu dușmănie că n-ați venit, numai că noi tot nu puteam să prea mergem așa de acasă, mai ales eu nu lipsesc, că am boala asta grea cu inima, nu? Și nu mă poți duce mult, că mă bovedesc că și vorbele acum am nis cam așa mai scumpe, cum să zic. Da. Încă o dată mulți ani faini și multă și sănătate, și Baion, să ne vedem cu bine. Să dea Domnul și dumneavoastră sănătate, să puteți să mai filmați, să mai faceți amintirele oamenilor care sunt mai bătrâni.